Iubiții mei, data trecută am vorbit despre transformarea lui Ioan, apostolul, din fiul tunetului în apostolul iubirii. Vreau să continuăm și să discutăm în continuare minunea aceasta a transformării unui om. În Marcu la capitolul 5, pardon, Marcu capitolul 1, versetul 14 și 15, Domnul Iisus spune așa. Marcu începe, zice: Iisus predica Evanghelia împărăției și zicea: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă și credeți Evanghelia aceasta. Pocăiți-vă și credeți. Eu vreau să vă arăt că în acestea două stă tehnologia schimbării. Domnul Iisus, în predica de pe munte, aceasta e Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia împărăției, începe tocmai cu lucrurile acestea. Să fim buni cum Dumnezeu e bun. Să iubim cum iubește Dumnezeu. Să ne purtăm cu ceilalți oameni cum se poartă Dumnezeu. Reacția lui Ioan, apostolul, a fost că nu se poate așa ceva. Dar după aceea, când l-a văzut pe Domnul Iisus, făcând exact lucrul acesta pe cruce, Ioan a văzut frumusețea extraordinară a iubirii lui Dumnezeu. Și acolo el a acceptat să se transforme. Așa cum am mai spus, a murit fiul tunetului, s-a născut apostolul iubirii. Domnul Iisus, la sfârșitul predicii de pe munte, face apelul. Și apelul e metanoeite, adică pocăiți-vă și credeți tot ce v-am spus. Metanoeite, credeți, adică schimbați-vă felul de a gândi. Doamne, eu să fiu ca Dumnezeu în bunătate, eu. Da, metanoeite, acceptă să gândești așa, acceptă să zici, deși mi se pare imposibil, tu mi-ai demonstrat la cruce, așa cum i-ai demonstrat și lui Ioan. Ai murit, de fapt, ca să faci posibilă transformarea mea. Doamne, extraordinar! Accept să gândesc așa. Accept, Doamne, să gândesc
că e posibil să fiu bun cum Tu ești bun. Și, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Oricât de mult m-aș strădui să cred, e prea frumos ca eu acesta rău și care am făcut atâtea în viață să mă pot schimba să fiu ca Tine. Dar am înțeles că schimbarea nu o fac eu. Tu nu-mi spui schimbă-te. Tu-mi spui schimbă-ți felul de a gândi. Acceptă să gândești așa. Acceptă să mă crezi că e posibilă transformarea ta. E un lucru extraordinar de puternic să-ți schimbi felul de a gândi. Și sigur, după aceea să-ți schimbi felul de a te comporta, felul de a fi. Dar elementul esențial este schimbă-ți felul de a gândi. Vreau, Doamne, să accept acest fel de gândire. Vreau și mulțumesc că Tu mă ajuți să gândesc așa. Doamne, ce minunat e planul Tău cu mine. Da, minunea e că Tu ai un asemenea plan și eu Te cred pe Tine. Eu cred planul Tău și dacă Dumnezeu are cu mine un asemenea plan, Dumnezeu, ceea ce planifică, aceea și realizează. De vreme ce Tu ai planificat lucrul acesta încă din veșnicie cu mine, când m-ai făcut după chipul și asemănarea Ta, prin căderea lui Adam, eu m-am transformat. Dar Tu ai puterea să refaci ceea ce am stricat eu și ceea ce a stricat rasa umană. Îmi schimb felul de a gândi și zic, da, accept să gândesc planul lui Dumnezeu. Aceasta accept eu să gândesc. Am aflat ce plan are Dumnezeu cu mine și am aflat că la Dumnezeu nimic nu-i imposibil. Dacă Dumnezeu a planificat să mă transforme, Dumnezeu e în stare să o facă. Și mulțumesc, Doamne, că Tu îmi ceri să-mi schimb gândirea. Și dacă eu încep să gândesc cum vrei Tu să gândesc, Duhul Tău cel Sfânt mă schimbă, dar eu trebuie să fac acțiunea aceasta, să Te cred și să zic cu toată inima ce-a planificat
Dumnezeu, lucrul acela e posibil. Apostolul Ioan, apostolul Pavel, în Romani, capitolul 12, ne spune la versetul 1 și 2: Nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia, ci transformați-vă prin înnoirea minții voastre. Asta e metanoia. Eu îmi transform felul de a gândi. Și el zice: îți transform felul de a gândi ca să ajungi să faci voia lui, cea bună, sfântă și desăvârșită. Da, aceasta e calea, aceasta e tehnologia. Eu aflu planul lui Dumnezeu, aflu că la Dumnezeu nu-i nimic imposibil și accept să-i dau voie lui Dumnezeu să lucreze în mine. Ascultă foarte cu atenție aici. Dumnezeu nu face nimic fără voia mea, fără permisiunea mea. El vrea să vină să mă schimbe. Dar îmi spune: ești de acord ca eu să am permisiunea să lucrez în tine? Trebuie ca tu să faci acest pas. Să zici: da, cred că acesta e proiectul tău, cred că aceasta e lucrarea pe care vrei să o faci și iată-mă la dispoziția ta. Așa cum a zis Maria, ceea ce i-a spus Dumnezeu era imposibil. Și ea a spus: iată roaba ta, facă-mi-se după voia ta. Ea a aflat că nimic nu-i imposibil la Dumnezeu. Totul e posibil la Dumnezeu. Și ea a zis: da, facă-mi-se după cuvântul tău. Acum aici stai în fața lui Dumnezeu și spune și tu, ca Maria: facă-mi-se după cuvântul tău. Ia-mă și transformă-mă în așa fel încât toată lumea să vadă ce-i în stare Dumnezeu să facă. Eu mă transform într-un obiectiv al lui Dumnezeu de a demonstra încă o dată ce mare e puterea lui de transformare. Fii binecuvântat, fiind transformat după chipul bunătății lui Dumnezeu. Amin. Alfa Omega.